jos furtuna și îndoiala, lumea o frământă. Omenirea e în luptă cu vechiul dușman. Sigur sunt cu-a mea viață în cetatea sfântă și n-am frică, eu trăiesc în Canaan. Eu locuiesc pe munte. Turneul a debutat în localitatea Alexandria în data de 13 mai. Cu o populație de peste 45.000 de persoane, Alexandria este unul din orașele situate în zona de sud a țării, acolo unde se remarcă o accentuată secetă spirituală și practicarea ocultismului. Este a treia oară când grupul Speranța misionează această localitate. În primele vizite de evangelizare, evenimentele au avut loc în sala de sport, dar pentru că prezența la evenimente era foarte mare și sala de sport devenise neîncăpătoare, de această dată evangelizarea a avut loc pe stadionul municipal. Bună ziua! Noi trăim în câmpie și totuși sub un cer senin. Astăzi se cade să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat această zi frumoasă în care să fim vizitați pentru a treia oară de misiunea și grupul Speranța. Vă spunem bun venit tuturor celor ce ați venit în după amiaza aceasta aici. Spunem bun venit grupului Speranța, care încă o dată ne-au inclus în localitățile din turneul pe care îl fac anual și vrem să mulțumim astăzi, înainte să începem acest eveniment, să-i mulțumim lui Dumnezeu, căruia îi se cade toată cinstea, închinarea și gloria. Este o întrunire care are ca drept invitat, ca și scop central, închinare către Dumnezeu. Se cade de asemenea să mulțumim celor ce ne-au înlesnit această ocazie și acest eveniment să se petreacă pe stadionul municipal din Alexandria. Și astfel mulțumim primăriei Alexandria, care ne-a deschis porțile și ne-a dat ocazia ca să ne întâlnim aici. Mulțumim poliției locale care au venit aici să asigure ordinea și toate acestea ni le-au făcut fără să ne ceară nimeni o plată sau altceva, ci pur și simplu fiindcă respectă și ne respectă credința și ne respectă modul de închinare. Mulțumim lui Dumnezeu că trăim vremuri ca acestea. Să cade să rostim o rugăciune de mulțumire către Dumnezeu, de aceea vă invit să ne ridicăm. Îți mulțumesc pentru toți participanții care sunt aici în fața noastră, Doamne. Te rog ca Tu să-i binecuvintezi, să le vorbești inimilor, să le vorbești durerilor, necazurile care le au, Doamne. Te rog ca Tu, Doamne Iisuse, să asculți orice inimă care este poate după stadionul acesta și ne ascultă, Doamne Iisuse, de la distanță. Binecuvintează-L pe fiecare, Doamne Iisuse, acolo unde se află, Doamne. Și tot ceea ce face, vrem să facem spre slava numelui Tău. Și îți mulțumim pentru această zi frumoasă și te rog ca Tu să fii cu noi până la sfârșit. Amin. A fost cel mai mare eveniment cu caracter evanghelistic ce a reunit cei mai mulți oameni din zona. Peste 1000 de persoane s-au adunat pentru a se bucura de programul organizat de Misiunea Speranța. După un scurt cuvânt de întâmpinare și o rugăciune, grupul Speranța și instrumentistul Marian Mocanu au înălțat cântece spre slava Domnului, pregătind astfel inimile participanților pentru cuvântul predicat.
minciună și tăria sunt ale Domnului. Pastorul Florin Ianovici a predicat despre minunea transformării apei în vin la nunta din Cana Galilei, îndemnându-i pe cei prezenți să-L caute pe Dumnezeu în ziua bucuriei, pentru că El se poate fi prezent și să-i asculte și în ziua necazului. Diavolul îți pregătește un plan. Ascultă-mă, femeie, și ascultă-mă, bărbatule. Cel rău știe exact cum stai tu și care sunt resursele tale. El știe exact câtă putere spirituală este în tine. El știe exact care este statura ta spirituală, la fel cum și sufletul tău o știe și Dumnezeu o știe. Și întotdeauna cel rău va căuta să pregătească un plan să te dea de rușine. Întotdeauna va căuta să găsească un plan să ți se umple fața de rușine. Și întotdeauna în lumea aceasta există un plan din partea celui rău ca să fim dați de rușine. Poate că de multe vreme nu te mai întrebi și n-ai mai întrebat copiii tăi de ce vin la ora la care vin acasă. Lipsa noastră de ochi deschiși ne va face să-i deschidem poate prea târziu. La final, pastorul i-a invitat pe ascultător să-și predea viața în mâna Domnului. 12 persoane făcând pasul împăcării cu Dumnezeu.